După 2 ani în care nu a mai fost organizată, tabăra de sculptură de la Târgu Jiu se reia în acest an. Evenimentul va debuta mâine, începând cu ora 12, și sunt așteptați 7 sculptori. Pentru anul acesta am considerat necesar ca materialul să fie marmura și nu travertinul sau altă rocă sau alt material, pentru că, sigur, calitățile marmurei o fac... În primul rând e vorba de rezistența în timp, este vorba de aspectul operelor. Pentru organizarea acestui eveniment a fost nevoie de un buget care s-a ridicat la peste 70.000 de lei. 40.000 reprezintă sponsorizări, iar autoritățile locale au alocat doar 30.000. Vă spun că suma e generoasă, 400 de milioane de lei vechi pe care o oferă la Farju, deci bugetul în cea mai mare parte al taberei bănuiesc Ovidiu, mai mult de jumătate din buget este dat de... Iar angajații noștri de pe unitatea protejată vor face o parte din materialele promoționale ale acestui simpozion. Tabăra de sculptură se va încheia pe 9 septembrie cu o expoziție de pictură organizată de Asociația de Artă Tonița Art Group. Datorită acestui parteneriat, pentru câteva zile vor fi expuse picturii Dual View. Picturile sunt unele deosebite în sensul că, indiferent când ar fi privite la lumină sau la întuneric absolut, se vor vedea perfect în aceeași formă.